Discutăm și astăzi cu domnul Vergil Chițac, candidatul PNL la primăria Constanța. Bine ați venit, domnule Chițac, la interviurile Hot News. Salut, bună, bine v-am găsit. Astăzi discutăm despre fondurile europene. Este clar că ceea ce v-ați propus să faceți și ceea ce vă doriți să faceți în Constanța necesită foarte mulți bani. Este o prioritate pentru dumneavoastră atragerea fondurilor europene? Evident. Fondurile europene nerambursabile pe care le tragem de la Uniunea Europeană prin aplicarea de proiecte în conformitate cu axele care se deschid și care sunt negociate au fost pentru orașele care s-au dezvoltat sursa principală de venituri pentru aceste orașe care au ales și au mers pe calea modernizării urbane. Eu nu am avut un capitol special. Nu mi-am propus să dedic un capitol special în programul de guvernare locală fondurile europene nerambursabile, pentru simplu motiv că pot fi finanțate din astfel de fonduri proiecte de diferite tipuri. Fie că vorbim despre dezvoltarea mediului de afaceri, deci despre creșterea economică și revitalizarea economiei, fie că vorbim de îmbunătățirea calității educației sau de sistemul de management integrat al deșeurilor sau fonduri pentru proiecte de mediu, de ce nu și valorificarea patrimoniului cultural, deci acătă este o paletă foarte diversă de proiecte care pot fi făcute în vederea finanțării lor cu bani europeni. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că fondurile europene nerambursabile sunt niște bani foarte ieftini. Imaginați-vă că la o cofinanțare de 20% este ca și când cu 20 de euro ai putea să cumperi 100 de euro. Deci sunt bani ieftini care vin și pe care e păcat să nu-i utilizezi. Fondurile acestea suplimentează capitolul venituri și evident că pot fi folosite în buget la capitolul cheltuieli numai pentru dezvoltare, deci numai pentru capital, numai pentru investiții. În altă ordine de idei, fondurile europene nerambursabile trebuie să lucreze în complementaritate cu fondurile publice, de la bugetul local sau fondurile guvernamentale. Adică proiectele trebuie gândite ca ele să nu se suprapună. Nu-i așa? Cu fonduri europene rambursabile accesăm și facem anumite proiecte și în complementaritate, dacă nu putem accesa cu bani europeni, atunci folosim fonduri publice. Și nu în ultimul rând, vă rog să înțelegeți și noastră și cei care ne văd și ne ascultă, că fondurile europene rambursabile profesionalizează administrația. Primăriile care au lucrat cu fonduri europene rambursabile, care au derulat proiecte finanțate în felul acesta, sunt primării care și-au profesionalizat angajații. Aceștia au devenit mai puțin permeabili la fenomenul pe care îl numim și este real corupție. Au un mod mai profesionist de a lucra cu tot ceea ce înseamnă documente, cu tot ceea ce înseamnă planificări, cu închideri de etape. Ei bine, trebuie să știm că în România, ulterior, fondurile europene rambursabile au venit și fondurile private, da? Investițiile private. Deci cam asta este concepția mea legată de modul în care Primăria Constanța va trebui să se raporteze la proiectele europene finanțate de fonduri europene. Aș insista puțin și aș dori să vă întreb ce proiecte bazate pe fonduri europene aveți în vedere. Acum, trebuie să precizăm de la bun început că acesta e un program politic. Sigur că putem, odată ajungi la primărie, avem nevoie de surse de finanțare. Dar vă pot spune cu titlu informativ, ca să răspund la întrebarea noastră, că putem discuta de parcul industrial care să fie finanțat din fonduri europene. Putem să discutăm de unul sau mai multe incubatoare de afaceri destinate tinerilor antreprenori care să fie finanțate din fonduri europene. Putem să discutăm de un sistem de management integrat al deșeurilor care să poată fi finanțat din fonduri europene. Putem să discutăm de valorificarea patrimoniului cultural care chiar este necesar în zona veche, peninsulară a Constanței, care să poată fi finanțat de fonduri europene. Putem să discutăm de o flotă de
autobuze electrice absolut necesare, moderne, care să poată fi finanțate din fonduri europene, pentru că nu e așa, corespunde condițiilor de mediu. Și exemplele ar mai putea continua. Sunt oameni pregătiți în primăria Constanței care să se ocupe de atragerea acestor fonduri? Eu nu știu că nu sunt la primărie. Dar să știți că aici există două abordări. Prima abordare este ca să folosim oamenii de acolo, deși dacă te uiți pe rezultate și pe banii europeni atrași până în momentul de față, suntem pe un loc odaș, suntem pe locul 38 dintre marile municipii. Sau dacă nu, putem externaliza acest serviciu, să folosim într-adevăr firme care asta au făcut și sunt profesionalizate în atragerea de fonduri europene. Sau dacă, de ce nu, un sistem mixt în care să folosim în același timp și lucrătorii primării, pe care trebuie să-i profesionalizăm și să-i facem să devină mai eficienți, și de asemenea să utilizăm și expertiza unor firme dedicate care lucrează în zona privată, așa cum au făcut și alte orașe.